Deputații Scarlat Iriza și Vasile Popeanga au văzut condițiile în care sunt încarcerate persoanele private de libertate de la penitenciarul din Târgu Jiu și cel din Mehedinți, făcând o comparație între cele două. Aceștia au vizitat toate celulele, interesându-se de gradul de ocupare, de condițiile de igienă și de numărul de metri cubi de aer ai fiecărui deținut. Concluziile pe care le-a tras Popeanga au fost că deținuții de la Târgu Jiu au parte de condiții mai bune decât cei din Severin și până și prețurile de la magazinul din unitate sunt mai mici. Prețurile pe care le practică și în afară și mai mici decât la Mehedinți. Și mult mai variat aprovizionat magazinul. Vasile Popeanga a declarat că penitenciarul din Severin este inferior în privința condițiilor în comparație cu cel din Târgu Jiu. Dacă am fost acolo și am văzut într-o cameră de 36 de metri pătrați, erau paturi supraetajate și vă spun acum sincer, aici erau măcar vopsite, aranjate, cât de cât reparate. Acolo arătau ca paturi din înainte de 89 și erau 18 în cameră. Deci nu știu ce a zis avocatul poporului. Noi aici, eu vă spun, comparație și curățenia și... Ce-am văzut așa. Deputații PSD au afirmat că vor mai efectua vizite și în alte penitenciare din țară în perioada următoare.